Noi de multe ori începem să vorbim cu Dumnezeu, că e în rugăciune acasă, că e la biserică, și vorbesc două minute cu Dumnezeu și după aia, auzi, bă, Ioane, ce ai zis că ai mai făcut? Mă, Ileana, tu ce spui? Și Dumnezeu rămâne, cum zice, blocat, se uite la noi și noi, nu-l vă văd, pe o jumătate de oră, a, Doamne, știi, auzi rugăciunea mea. Deci asta facem noi oameni, cât de slabi suntem. De multe ori termin un acatist, dacă întreabă cineva și ce ai citit, păi începutul și sfârșitul, cam așa ceva. Noi nu înțelegem noi ce am vorbit cu Dumnezeu și atunci vrem ca Dumnezeu să ne audă. Deci rugăciunea înseamnă dăruire totală. Să pleci de la inimă ca să ajungă la inimă. Deci rugăciunea, de asta au spus Sfântul Apostol Pavel, neîncetat vă rugați.